Tehnica picturii pe sticlă a apărut inițial undeva la începutul secolului al XVIII-lea în regiunea estică a Europei Centrale, respectiv în Boemia, Bavaria, Austria și până în Slovacia și Galiția. Este fără nicio îndoială în strânsă legătură cu apariția sticlei și cu dezvoltarea glăjierilor, acele manufacturi de sticlă. Meșteșugul a pătruns în Transilvania prin mănăstirea Nicula din județul Cluj. Arta iconarilor pe sticlă din acest centru se caracteriza printr-un desen naiv, dar foarte sugestiv și printr-o compoziție simplă și clară, fără proporții anatomice și de perspectivă, dar echilibrată cromatic. Icoanele se zugrăveau după modele care erau desenate pe hârtie, făcute cu creionul sau cu o culoare, după icoane mai vechi. Modelul sau izvodul era scos periodic pentru a se executa câteva lucrări și după aceea era iar pus la păstrare. Detaliul interesant este faptul că icoanele pe sticlă au un chenar pentru a se ști până unde se întinde icoana. Pictura icoanelor pe sticlă se păstrează și astăzi printre creștinii români, inclusiv la noi în oraș, unde un băiat în vârsta de 17 ani pictează aceste minunății creștine cu mult patos și dăruire. Noi am avut ocazia să le vedem după ce au fost prezentate în cadrul unei expoziții în data de 26 aprilie, care a avut loc chiar în săptămâna patimilor. Le-am realizat eu singur, adică prima dată am fost ajutat de o profesoară pe nume Culcear, Marina. Ea m-a inițiat în pictura asta și de la prima icoană care am făcut-o la școală am vrut să fac și acasă, să fac singur și m-a atras foarte mult această pictură. De la ce vârstă ai început să pictezi? Acum 2 ani, de la vârsta de 15 ani. Și acum vreau în fiecare zi să fac, să exersez, să vreau să mă specializez pe pictura bisericească și să-mi fac un viitor din pictură. Câte picturi ai adus astăzi la expoziție? În jur de 50, cam așa, în jur de 50 de icoane. Și în cât timp le-ai realizat pe toate? Păi de-a lungul anilor, așa, timp. Necesită timp, multă răbdare, exersare, da, pasiune și nu se face așa de pe o zi pe alta. Sau... Și ai reușit să și vinzi din ele? Da, da, am avut expoziții și am vândut. Și în familie, pentru a picta trebuie să ții și post, rugăciune și atunci îți vine inspirația. Marius este ucenic la o biserică din Sân Georgiu de Mureș, iar preotul, sub aripa căruia și exersează talentul, spune că numele lui este predestinat credinței. Are un talent extraordinar. Am văzut acest talent, l-am simțit și vrem să-l promovăm. În măsura în care reușim să conservăm acest talent și să-l promovăm mai departe, ne păstrăm, ne conservăm și ne demonstrăm mai departe nouă înșine și oamenilor identitatea noastră de român și de creștin în acest spațiu multicultural. Ați spus că este unul dintre ucenici. Aveți mai mulți care de la vârste atât de fragede s-au inițiat în această pictură? Da, la noi la Sân Georgiu de Mureș există o tradiție. Părintele Eugen, colegul meu, are chiar o școală de vară de pictură în care în fiecare an se întâmplă asemenea lucruri. Sunt profesori de desen care colaborează cu bisericile ortodoxe din Sân Georgiu și avem artiști, avem pictori și la vârste mai înaintate care au realizări foarte frumoase în acest domeniu. Preotul Petru Șerban, prezent la eveniment, a declarat că fereastra este o icoană spre cer, iar această artă atinge suflete și închină omul în fața credinței. Expoziția face parte din mântuirea care a trebuit să aibă loc în săptămâna patimilor. Ne bucurăm că s-a organizat această expoziție pentru faptul că, privind în icoană, icoana este o fereastră spre cer. Așa după cum, atunci când cei dragi ai noștri nu mai sunt între noi și când răsfoim albumul, vedem acolo, de exemplu, poza tatălui nostru sau a bunicului nostru și ne gândim că ce frumoși erau ei odată. Și acum sunt frumoși uitându-ne în acest sau în acel album. Așa este și icoana. Reprezintă pe Mântuitorul, reprezintă, de exemplu, pe Sfântul Mucenic Gheorghe sau alți sfânt care le avem aici rânduite în aceste icoane ferestre către cer. Ne bucurăm că tinerii, mai ales cum este și tânărul care le-a făcut aici cu multă dragoste și, după câte am înțeles, pregătindu-se pentru acest lucru prin post și rugăciune și chiar punându-i și pe ai lui la post,
Este un lucru mare pentru ziua de astăzi, că atunci când te pregătești pentru un lucru bun, să începi cu postul, cu rugăciunea și apoi să pui acolo culoarea și să transmiți din sufletul tău ceea ce vrea să transmită icoana. Înainte, în pictura pe sticlă se foloseau culori pregătite manuale, de obicei cu pigmenți și ulei de in. Înainte de începerea picturii, sticla era curățată cu atenție de orice pete de grăsime. Haideți să vedem în zilele noastre care este tehnica și cu ce culori se pictează icoanele. De la bunici am luat lemnul, care se vede, l-am tăiat, l-am finisat, l-am jlefuit și am dat cu ceva substanță ca să prindă culoarea bine pe lemn. După ce am făcut schița cu creionul, după cum se vede tot așa schiță, am dat primele culori, am pus foița de aur, iar cu ceva substanță, care o, ca un aracel, mai se usucă transparent, am prins foița, trăsăturile, pe culori acrilice și de aici încolo vine talentul. Asta așa, cam 3 zile lucrurile am lucrat la ea. Și în general câte zile se termină pictura? Depinde și de mărime. Asta cam așa, 2-3 zile e cam gata. Pe sticlă e un pic mai ușor ca pe lemn. Adică durează mai puțin? Da. Sau? Da, durează mai puțin. Și culorile se prind mai bine? Nu contează materialul? Contează și la sticlă, dar tot culori acrilice, că sunt mai rezistente. Asta așa, într-o zi este gata. Cu tot cu ramă, e gata într-o zi. Da. Și ne poți spune ce alți sfinți ai mai pictat? Păi cam toți sfinții. Sfântul Ioan Botezătorul, Sfinții Împărați Constantin și Elena, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, tot felul, nu contează, orice se poate. Da, 5 ani, nașterea, răstignirea Domnului, învierea, deci orice, nu. Icoana vine să ne amintească că în perioada sărbătorilor pascale trebuie să fim mai buni și să nu uităm că sufletul nostru a fost creat să dăruiască. Păi ne pregătim cu multă atenție și cu mult drag pentru a ne curăți sufletele noastre, mai ales în această vreme și la noi la catedrală de la ora 5:30. Mergem preoții slujitori de acolo și așteptăm creștinii și vin chiar cu sutele și se spovedesc, spală sufletele, se împărtășesc și apoi cei care sunt rânduiți la serviciu se duc grăbiți ca să-și înceapă o zi nouă de muncă cu ajutorul lui Dumnezeu, Hristostomi fiind deja purtător de Hristos pe Sfânta Împărtășanie și ne bucurăm pentru acest lucru. Sigur că trebuie să ne împăcăm cu semenii noștri, să fim buni, să așteptăm cu multă dragoste învierea Domnului Hristos, postind și meditând la patimile Lui. Cea mai mare expoziție de icoane pe sticlă din Transilvania se află la Muzeul de Icoane pe Sticlă, preot Zosim Oancea.